Potrivit poliției, minora a fost găsită de către un trecător care a anunțat poliția. Victima era inconștientă și, potrivit medicilor, a fost resuscitată de câteva ori în ambulanță. Oamenii legii spun că adolescenta era îmbrăcată doar în lenjerie intimă. Tot ei presupun că victima se afla acolo de mai mult timp, însă n-au putut să ne ofere mai multe detalii. Prezentând fracturi multiple, inclusiv ale coloanei vertebrale, fracturi de mandibulă și multe alte traumatisme, starea pacientului la internare era extrem de gravă, aceasta fiind transferată imediat în secția de reanimare. Actualmente pacienta se află în comă și urmează să rămână sub supraveghere medicală, medicii fiind rezervați asupra șanselor ei de supraviețuire. Medicii legiști urmează să stabilească dacă minora a fost violată. Pe acest caz, poliția a audiat în calitate de martor trei tineri cu vârsta cuprinsă între 19 și 24 de ani. Mai exact, potrivit oamenilor legii, aceștia se aflau acolo atunci când tânăra a fost găsită zăcând la pământ. Deocamdată, polițiștii nu ne-au spus ce au declarat aceștia, invocând secretul anchetei. Versiunea preliminară și potrivit declarațiilor medicilor, leziunile sunt specifice căderii de la înălțime. Cazul este investigat și urmează să stabilim toate circumstanțele. Paznicul clădirii părăsite spune că adolescenții urcă aici practic în fiecare zi. Stai și iutam pe piva, vodcu, i tak dali. Приходят с кульками, там я откуда знаю, там и пиво, и водка, и все, что хотите там. Может быть, там ликер у них там, я откуда я знаю, чтобы был проверять их микроман. Какой есть, возраст? Вот эти, которые приходят? Значит, от 15 и выше. Вы не боитесь тут? Боюсь, я что могу сделать? Într-o seară mă uitam de la balcon și erau patru băieți, în vârstă de 14-15 ani. Doi țineau, respectiv unul pe celălalt îl țineau de picioare și îi dezbăteau din mozaică, cele niște pietricele colorate, nu știu care, dar... Erau pe acoperiș copii. Erau pe acoperiș, da, drept sus, în vârf la acoperiș. În cazul vor ridicat mâinile, persoana care era plecată îți ducea nici o protecție, nici numai asta că îți țineau. Da, au fost cazuri mai înainte, undeva... 3-4 luni în urmă, când au căzut o fetiță și într-o armătură s-a spart mâna, s-a fracturat-o. Tot să vă spun că asta e clasa 6, 7, undeva 6. Это здание, это наша головная боль. Подростки все время там отдыхают. На самом верху запускают вот эти вот летающие штуки, да, дроны. Они алкоголь не употребляют. Я не видела. Ни разу не. Я специально смотрю. Вот, они мусор бросают, ругаются матом, курят. Poliția a deschis un proces penal pe acest caz pentru a stabili toate circumstanțele. Svetlana Turcu, Dmitrii Parșucov, Accent TV.